Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY Una din întrebările de la tablou cu Hager și ABB Sau cel al tablou Pentru garsonieră și apartament două camere A fost de ce Folosim Fuzibile Fuzibile se folosesc ca separator Dar nu numai atât Eu nu le pun parte din selectivitate. Spre exemplu, astea sunt de 35 de amperi. La un apartament de obicei 25 afară. Poate să fie, cum îi spune, uh, întrerupător automat, protecție automată sau fuzibil la blocurile vechi unde nu s-au modernizat încă. Dar au început să apară și de 25 monopolare sau bipolare, mai puțin important. Deci în afară, că, în afară faptului că separăm și faza și nulul pentru intervenții, doar pentru intervenții, mai avem un avantaj la fuzibile, am explicat și în filmulețul cu tabloul de la casă nouă, instalație de la A la Z. La un disjunctor, distanța între contacte închis, deci pe, cu circuitul deschis, el închis, este undeva la maxim 9 mm. <coughs> Dacă undeva există o problemă și nenea fulgerul atinge linia lui Enel, electrica și alți furnizori, a, sigur, unde asta automat va face arc electric și tot ce înseamnă curent intră în televizoare, plasme și alte vibratoare legate la rețea în momentul respectiv. Avantajul la fuzibilă este că distanța între poli, să zicem așa, este de aproape 4 cm. La astea mici, și la asta tot cam așa ar să fie, să vedem exact. Deci avem un pic mai multă protecție. Bineînțeles că asta e o chestie empirică, să zicem așa. Trebuie montat protecție la supratensiune și bineînțeles descărcătoare. Indiferent că ești în apartament, cu cât mai multe protecții, cu atât mai bine. Ați văzut filmulețul cu Digitopul și cel dinainte de Digitop, unde nenea a rămas în pagbă vreo 200 de milioane, pentru că, ca orice client în România, ieșind ieri mai ieftin, plus dorel, a considerat că nu e necesar. Deci tabloul era făcut de curând, da? La ce -mi trebuie mie așa ceva? Ei, s-a dus și a luat laptopuri, și a luat plasme, și a luat ce a avut în casă, nu e problemă. 200 de milioane nu e chiar foarte mulți bani. De unde vine și ideea cu comentariul X, care a zis Păi eu am 15 miliarde salariu, îți dau ție 30 să-mi faci instalație? Da, pe 30 îți fac instalația de pom, dacă vrei. Nu e problema noastră că socotiți așa. Nu e corectă socoteala, strânge bani. Cum ai strâns bani de telefon de 40 de milioane, poți să strângi bani 40-50 de milioane să schimbi și instalați. Nu de alta, dar fără telefon poți să stai liniștit cu instalația electrică pe butuci nu prea poți să stai liniștit și mulți spună nu văd nu cred din păcate cam asta e la filmulețul ăsta ne vedem la filmulețul următor